O minoră din Scobința a ajuns la spital în coma alcoolică după ce și-a sărbătorit ziua onomastică. Tinerii i s-a făcut rău după ce a consumat țuică și vin. Alcoolemie record în acest an pentru o tânără din comuna Scobinț. Ioana, în vârstă de 16 ani, a ajuns pe patul de spital după ce a băut fără măsură la petrecerea organizată de ziua onomastică. A fost adusă o tânără de 16 ani din mediul rural, din comuna Scobinț, care reprezenta coma alcoolică, post ingestibil, fără sosirea mamei, deja se trezise în sela Hârlău. S-au făcut investigații necesare, perfuzii și vitamine și s-a decelat o alcoolemie de 1,7 grame la mie. Rămânând internată pentru continuarea tratamentului și supraveghere în secția toxicologie spitalului de copii. Medicii de gardă au rămas uimiți de starea în care a fost adusă la spital, dar mai ales de alcoolemia pe care o avea în sânge de 1,7 grame la mie. Tânăra a primit îngrijiri medicale și a rămas internată la secția de toxicologie a spitalului.